Cele două eleve din Hunedoara care și-au agresat o colegă la începutul lunii septembrie au scăpat fără vreo sancțiune din partea școlii, pentru că agresiunea a avut loc în curtea instituției de învățământ și nu în incinta școlii. Avem o multitudine de legi ale educației cu modificări de nu le mai știe nimeni numărul, dar regulamentul școlar nu conține și prevederi pentru astfel de cazuri. Copila ar fi trebuit bătută în școală ca să se aplice sancțiunile prevăzute în regulament, s-au justificat reprezentanții școlii în presa locală centrală. Imaginile în care o copilă de 12 ani este bătută fără milă de alte două fete de aceeași vârstă în curtea școlii gimnaziale numărul 1 din Hunedoara au revoltat opinia publică, dar și autoritățile locale și județene. Polițiștii au deschis dosar penal pentru loviri sau alte violențe, dar școala unde învață elevele nu a putut aplica nicio sancțiune disciplinară, deoarece agresiunea nu s-a petrecut în sediul școlii sau în timpul activității școlare. Singura pedeapsă pentru fapta reprobabilă a fost consilierea psihologică în fiecare săptămână, atât pentru elevele bătăușe, cât și pentru părinții acestora. Polițiștii continuă ancheta cu privire la acest caz.